realitate avem imagini din clinica de lux din străinătate, unde e internat Mario Iorgulescu. Diana Chiria vine cu amănunte. Diana, bună ziua! Bun găsit, Laura! Se spune că banii nu pot cumpăra sănătatea, însă în unele cazuri nu se aplică această vorbă din popor. Dacă nu ați ghicit deja, vorbim din nou despre familia Iorgulescu. Mario Iorgulescu a fost transportat cu un avion tip ambulanță la una dintre cele mai prestigioase clinici din Milano. Tatăl său, Gino Iorgulescu, face tot posibilul ca tânărul său să-și revină, iar dacă asta înseamnă să investească sume colosale în tratamentele lui, cu siguranță nimic nu-l va împiedica să facă acest lucru. Clinica este una de top, extrem de dotată, unde un simplu set de analize costă peste 1.500 de dolari. În plus, rudele pacienților beneficiază de tot confortul, pentru că în curtea spitalului se află un hotel, un restaurant, o capelă de rugăciune și multe alte utilități. Laura, înapoi la tine!